Bine ați venit la Stax TV, al doilea material din a doua etapă de la Road Drag Racing aici la Arad. Vremea frumoasă, mașini tari, ca de obicei, performanțe, o să vedeți tot felul de lucruri interesante și, bineînțeles, un camion de 65.000 de cai putere cu motor de avion. Marius, mă auzi? 2.10. Suntem în teren. A? Suntem, nu? Unde te duci, mă? Vino cu Ricardo. Ce facem noi aici? Inspecții tehnice facem. Adică, înainte ca mașinile astea să poată să participe la concurs. Le verificăm. Din punct, ca să corespundă cu regulamentul din punct de vedere tehnic. Și încercăm să îi ghidăm pe piloți să și le facă sau să le aducă într-o zonă cât mai aproape de regulament. Pentru prima participare, iar de la următoarea participare trebuie să se conformeze regulamentului. Super tare, adică cumva Rica Ricardo aici de față este rarul curselor de drag. Da, sper să nu fiu luat ca aia de la rar, dar mai vedem, eu știu ce să zic. Există înțelegere, frate, și oamenii vă ajută, adică este pentru siguranța voastră. Sper că a înțeles toată lumea că suntem aici ca să-i ajutăm și să facem lucrurile să se desfășoare cât mai corect și cât mai în siguranță pentru ei, în primul rând, Rica, și pentru ceilalți. Eu sunt în față, sunt chiar sub antenele mari. Dacă mă recepționez, este ok. Deși ușa, o să-mi iau și eu una, când mă fac mare. Iau și una, da. A zis că după amiază mai facem un run la jumătate din pistă, e destul de bumpy și asta a fost doar de show, de fire, așa, de firework. Ca să înțelegeți voi, omul are 70 de ani, pilotul camionului, concurează de 40 de ani pe Top Fuel și Dragstere și Jet Engine, Trax și așa mai departe. Nu știu dacă v-ați uitat la mâinile lui, dar ieri mi-a spus că 70% din corpul lui este ars în diverse accidente cu tot felul de lucruri de genul ăsta. E foarte periculos, încă o face, îi mulțumim pentru experiență. Eu am fost în camion, n-am simțit pe pielea mea ce au simțit oamenii ăștia afară, dar sperăm că astăzi o să experimentez și eu. How are you doing? I'm doing okay, it's nice weather today, a little bit wind, it's okay. Tell me about the power of the engine and from what planes it comes. It comes from the BAC Lightning. The BAC Lightning is a Bamba and a Honda. Yeah, no, it's a Bamba and a tactical fighter from the last century. And the BAC Lightning got a big engine with huge power. Such powerful engine was never built again. Aircraft was allowed to fly 2.3 Mach, and it's possible to fly with 2.7 Mach. But this engine is very powerful, but not economic. If you use the power, that capacity of 650 liters are gone in 1.5 minutes. Today we made a run with 70%, not more. Made a fire show with 70%, but we start in the middle of the racetrack. Maybe it's for the spectator, they can see the fog, the fire, and we made a little short run, and the promoter asked us, please make a show, but not so much power. The power is 64,000 horsepower.
And the speed of this truck? The speed of the truck is between 400 and 500 k after a quarter mile, but we will run here 50 or 100 meters, and it's enough for maybe 100, 150 k. It's okay. You have special tires for this? That tires are racing tires from truck racing. They are good for 300, 350 k, and if you run faster, well, for a short time it's possible, but not for a long term. We use now in test and tune condition, we are using diesel. Normally you're riding with Jet A1, that's kerosene. Jet A1 is a very bad fuel, you know. It's like junk. But if you buy it in Germany and you have no airline, it costs nearly €2.50 per liter. It's very expensive. If you buy diesel, it's €1.60. You know, it's cheaper. Is dangerous? No, it becomes hotter, and we have to point at 700 degrees. The burning chamber will explode. You know, and with Jet A1 we have 250, 300 degrees. With diesel we come nearly 500 degrees. We have a security distance of 100 degrees, you know, 100, 150 degrees. But that's the reason why you can mix a little bit gasoline in, then it becomes hotter and you become more power. But I think diesel is the best solution. Well, I'm one of the oldest jet dragster driver in the world. I'm driving with jets since 40 years. And the point is that the turbine is another form of movement, you know what I mean? And the acceleration is different, because you have at first the mass, and you move the whole weight over the mass with the turbine. In the first 10, 50 meters, the acceleration is very, very slow. But then after those 10 meters, you have with every meter you move more acceleration. It's like on a very long rubber band, you know, a chung, and after a while, hold, stop. You know what I mean? It's impressive. Thank you very much, Sami, and good luck with 500 kph. Aici la Drag Racing, la a doua etapă din punctul meu de vedere. Nici nu știu cum te numești, eu sunt Daniel. Bolan Bogdan Cristian. Bun. Spune-mi un pic așa, cum ți-a venit ideea? Ideea, nevoia de putere. Motorul de original nu satisfăcea și am început cu modificări mici, Renault 5 1.4 Turbo, după aia acela s-a stricat, am trecut mai departe și am ajuns la motorul ăsta. Bun. Ce motor e aici, să știe oamenii, să înțeleagă? E un motor de Audi care e făcut stroker, chiloasă de benzină, bloc de diesel, cu o turbină de la Turbo System, injectoare mari, turbină mare. Transmisia e o transmisie de Audi în 6 trepte, okay. Cu transmisie de diesel. În rest, diferențial blocat în spate de Audi 80, o rețetă clasică. O rețetă clasică pe o Dacia care este 4x4, poate dacă n-ați dedus din ce povestește omul aici. Mașina asta e 4x4 și merge tare de tot. Câți cai dezvoltă mașina pe dyno? În configurația actuală are 800 de cai, 900 Nm și o să vedem pe viitor ce ne rezervă. Cât de greu este de condus? Destul de greu, ne obișnuim, este prima ieșire și încercăm să facem bine pe partea mea, mașina se comportă bine, eu nu mă prea comport, dar ne învățăm. Nu s-a născut nimeni învățat, oamenii, știi cum sunt băieții, eu am niște vorbe, dar nu vreau să le zic aici, toți când fac dragoste fac mult, toți o au mare, toți se pricep la condus, înțelegi? Adică dacă e să vină la pistă, ce mă, ăla nu știe ăla mă să schimb, dacă eram eu, da. Na, eu am experimentat aici un pic de drag racing data trecută și mi-a fost greu să mă aliniez, mi-a fost greu că probabil și eu aveam aceeași părere. Ce mă, te urci la volan? Da, te urci la volan? Trei pedale.
trei pedale, îi dai, pac, pac, mari și mechirii, ții volanul drept și nu e nicio problemă. Da. Eu am văzut mașina asta din spate de la start. Tu la volan ai trăit alte senzații, dar mașina din spate, pe fiecare treaptă, când începe să facă presiune, se duce și într-o parte, se strâmbă. Se... O să o îndreptăm, o să fie la următoarea etapă, o să încercăm să o închegăm mai bine. Da, oricum, felicitări, eu mă bucur că ai făcut chestia asta și îmi pare rău că nu sunt mai mulți pasionați ca tine care să modifice Daci. Adică toată lumea face BMW-uri, toată lumea face Audi, toată lumea face diverse mărci, dar mai puține Daci. Eu te felicit și îți doresc succes pe viitor. Salut! Eu sunt Daniel. Pare bine. Bogdan. Salut, Bogdan! Tu ești aici cu un M3 Competition care, pe lângă faptul că arată foarte frumos de fabrică, merge și foarte tare. Eu am fost impresionat. A, stai mă, că n-ai banchetă de aia. Și tura a trecut tot cu banchetă fix același timp. 10-0, nicio diferență. Nicio diferență. Bun. Spune-mi puțin, ce modificări are mașina? Eu nu cred că merge de fabrică 10-0. Nu, are doar un soft motor, cutie și o evacuare, atât, și o admisie, Mishimoto, atât. Practic, chestii simple de făcut, nimic special. Ea, stock merge 11-1, 11-2 și na, acum cu toate modificările astea, 10-0. Am scos câteodată și mai bine, acum na, trebuie să prind plecare mai bună. Tu mergi cu anvelope de stradă? Da, doar cu anvelope de stradă, fără slick-uri, fără nimic special. Cred că dacă ai pune niște semi-slicuri, ai mai îmbunătăți un pic. Da, dacă aș scădea 60 feet-ul la 1.4, am scos și 1.4, dar nu astăzi. Astăzi doar 1.6, 1.65. Dacă aș îmbunătăți 60 feet-ul, probabil ar fi vreo 9.8, 9.9. Ce experiență ai la drag racing? Adică ai mai fost cu alte mașini? E prima dată când particip. Bă, ce tare, bravo, felicitări. Mi se pare fantastică să oamenii ăștia cu slicuri, cu diferențiale, cu mașini modificate, lățite, coborâte, tăiate, modificate, turbine, cât casa poporului. Și mașina asta merge de fabrică cu soft, evacuare și admisie. 10-0. 10-0, bă. Bravo, felicitări. Poate se rupe asta cu mine. Mi-e și frică. Gata, mă? Merge? Merge? Asta a fost etapa de la Road Drag, a doua etapă, tot la Arad, toate sunt la Arad, dar am avut camion cu motor cu reacție, ce a făcut spectacol aici de această dată, nu că mașinile n-ar fi făcut. Iar următoarea etapă, în septembrie, o să fie pe noapte. Ceea ce este fantastic, eu de-abia aștept, sper să veniți în număr cât mai mare, sper că v-a plăcut, sper că observați diferența de organizare, share, like și subscribe, băieții mei!